dumneavoastră. Eu, personal, continuarea asfaltărilor drumurilor de pământ, parcări supraterane, minimum 3 bucăți, economisind banii cu sania de vară și cu alte minuni, putem să facem 3 parcări. Ceea ce privește investițiile, sunt prevăzute să continuă aventurile pe banii publici, continuarea pârtii din Wonderland, pârtia Cocos, cu Alpine Coaster, cu Aquapark. Nu există un studiu de impact, nu există o notă de fundamentare clară, o analiză cost-beneficiu a ceea ce se dorește să se facă acolo. Nu avem un studiu de marketing să vedem câți bistrițeni pot să plătească 50 de lei biletul, așa cum prevede studiul de fezabilitate pentru Aquapark. Când avem bazine în oraș, în regim privat, care au intrarea 15-20 de lei. Cine o să meargă, cine o să-și poată permite să plătească 50 de lei? La Alpine Coaster, câți oameni o să fie dispus să meargă acolo? Să meargă o dată de două ori pe an și să nu fie o șină care va rugini și azi bani îngropați în dealul Ghinzii. Nu-i dealul Cocosul ăla, e dealul Ghinzii. Uitați-vă dumneavoastră în orașul ăsta, în toate locurile unde se adună gunoi. E normal să fie atâta mizerie și atâta porcărie acolo. Vine vara acum, mirosul, infecție. Sunt copii acolo care se joacă. Ce se întâmplă cu locurile alea? Asta e nemulțumirea cea mai mare a noastră? Printre altele. Și mai sunt și alte. Bani investiți aiurea în anumite obiective cu care se pot rezolva alte treburi. Mai văd încă pavajele prin oraș. S-au făcut pavaje, au venit firme, au săpat de-o băgat anumite canale, anumite țări, reparațiile de mântuială. Să împiedică lumea pe pavajă pe unde trece. Bistrițenii s-au săturat să vadă că din taxele și impozitele pe care le plătesc, administrația alege praful de acești bani. În salarii nesimțite, aproape o treime din bugetul local se duce pe salariile personalului din primărie. Proiecte megalomanice, în continuarea proiectului cu pârtea Struțo-Cocosul. Lucrări de proastă calitate. Uitați-vă în tot orașul să fac lucrări și an de an trebuie refăcute pentru că se lucrează prost și sunt recepționate prost. Se repară prost după spargeri, se repară prost trotuarele și așa mai departe. Ajunge cu cheltuirea în acest fel a banului public. Aruncăm banii pe tot felul de proiecte, gen pârtea de schi, preconizatele Aqualand și eu știu ce alte o să mai treacă prin cap domnului primar, în loc să vedem cu adevărat problemele serioase ale cetățenilor. La dezbatere ați fost? Nu am fost la dezbatere, în primul rând pentru că a fost mutat de la o dată pe care o aleseseră la data de 8, dacă nu mă înșel, în care cel puțin noi aveam alt program, cei care doream să participăm. În orice caz, săptămâna viitoare, când iarăși se va dezbate și se va vota probabil bugetul pe anul acesta, sper să fim mai mulți. Dacă nu se va schimba iarăși data sau ora. Cel mai tare mă deranjează că și-au votat niște salarii nesimțite în primărie și mie mi se pare că fișa posturilor lor nu este la fel ca și salariul pe care l-au. De exemplu, avem un post de administrator al orașului care este un termen foarte generalist și nu ne dăm seama cu ce se ocupă acest administrator care are un salariu imens pentru orașul ăsta. Toată ziua, bună ziua, se plimbă în străinătate primarul și consilierii. Nu văd orașele pe care le vizitează că sunt curate. Nu găsești un fir de praf sau de noroi. Aici, dacă nu-i noroi, e praf. După ce se uscă noroiul, se transformă în praf.